Bună seara, dragi prieteni, și bine v-am regăsit! Așa cum v-am spus și aseară, astăzi vom pune sub lupă un subiect foarte, foarte important, dar și interesant. Pentru că tehnologia face parte din viața noastră în fiecare zi. Avem în mână un telefon, un smartphone mai exact, avem tabletă, acces la internet pe laptop, la birou de asemenea. Internetul este necesar în ziua de astăzi. Dar ce se întâmplă cu această tehnologie? Cel mai bine ar fi să vedem mai exact ce se întâmplă cu copilașii care au contact cu tehnologia. Și mulți dintre dumneavoastră, cei care ne privesc, și dintre oamenii de știință, blamează tehnologia. Ar fi bine să vedem, până să aruncăm cu pietre, să vedem exact ce presupune și care este impactul tehnologiei asupra copilașilor. Vom încerca să vedem primii ani de viață, cât de important sunt și care este impactul tehnologiei în acea perioadă, dar și în adolescență. Pentru a avea o discuție cât mai bună și relevantă pentru dumneavoastră, am două invitate speciale în această seară. Este vorba de Roxana Ciurtin și de Florentina Haritonov. Ele sunt psihoterapeuți la Centrul de Psihologie Creativă Future You. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Ne știm că copilașii, într-o perioadă de un an, doi, trei, creierul lor este ca un burete și asimilează tot. Spuneți-ne puțin ce se întâmplă în acea perioadă și care ar trebui să fie elementele la care ei să fie expuși ca să aibă un start în viață cu o dezvoltare bună și sănătoasă. Bună seara! Mulțumim pentru invitație! Tema pe care o discutăm astăzi seara, într-adevăr, este o temă pe care mulți părinți o dezbat. Și nu numai părinți, ci specialiști. Este o temă de actualitate, pentru că nu știm atât din postura de părinte, cât și din postura de profesionist, oarecum încercăm să găsim limitele acestea ale tehnologiei, cât să lăsăm să pătrundă în viața copiilor noștri, în viața copiilor cu care lucrăm, ca să le fie benefică, să aibă un rol benefic și nu să le dăuneze. Vorbim despre primii ani de viață, într-adevăr, sunt foarte importanți primii ani de viață ai copilului, din foarte multe puncte de vedere, dar în primul rând din punct de vedere al dezvoltării creierului, pentru că este perioada în care creierul are salturi de dezvoltare. Până la 3 ani, sinapsele care se formează cresc de la 2500 până la 15.000, de exemplu. Atât de repede se dezvoltă și atât de mult absorbe, exact ca un burete, așa cum ai spus. Deci trebuie să fim foarte atenți ca părinți și ca profesioniști la ce expunem în această perioadă a vieții lor. Știu că este dificil pentru unii părinți să petreacă mult timp în compania copilașilor lor și să le ofere activități și tot felul de lucruri interesante, să le ocupe timpul și apelează, eu știu, la bone sau la bunici. Sau uneori apelează la vestita tabletă cu canalul YouTube, unde pot vedea diferite cântecele sau, eu știu, filmulețe, desene animate. Cât de bune sunt aceste variante și ar fi, nu știu, dacă este vorba acum poate de un sfat personal, dacă ar fi indicat ca măcar în primii 2-3-4 ani de viață părintele să implice mai mult, nu să lase în grijă altcuiva partea aceasta de educație și de start în viață. Un sfat mai mult decât personal este într-adevăr să se implice cât pot de mult în primii ani de viață și în special până la 2 ani. Nu întâmplător, femeile din România, uite, sunt destul de norocoase că au acest concediu de maternitate până la 2 ani și care dintre ele se pot bucura de acest concediu sunt norocoase, nu numai pentru ele, dar în primul rând pentru copiilor. Pentru că atunci se creează această legătură specială între mamă și copil și copilul ce se întâmplă are două nevoi fundamentale pentru a crește. Odată este nevoia de hrană și odată este nevoia de dragoste, iubirea pe care o primește de la mamă, în primul rând. Chiar studiile au arătat că mai mare este nevoie, un copil se dezvoltă mai bine dacă are mai puțină hrană și mai multă dragoste decât invers. Așa că ăsta este sfatul pe care l-aș da mamelor sau dacă ar putea să-și lase mai puțin în primii ani de viață copilul cu altcineva ar fi ideal și deloc cu tableta tot ideal ar fi. Știu că mulți dintre părinții de astăzi și generația cam până în anii 80 spun, pe vremea mea când eram eu copil știam să ne jucăm, știam să petrecem timpul, era altfel. Și chiar mă gândeam că e o chestie interesantă cum blamează cei de atunci
partea tehnologiei de astăzi, care până acum, până la urmă, îi țin pe copii în casă. Preferă să joace un joc pe calculator decât să iasă afară să bată mingea. Practic, distanța aceasta între generații face ca cei de astăzi să nu înțeleagă partea tehnologică. Și acum aș vrea să ne gândim puțin dacă există și beneficii în prima parte a vieții pentru copii să aibă contact. Unii părinți se bucură, eu știu, copiii lor, dacă se uită la YouTube la ceva cântecele în limba engleză, pot învăța o limbă străină. Este adevărat? Adică ar putea fi asta un argument cum să lase copilul în fața unei tablete? Da, bine, argumente putem găsi, într-adevăr, putem motiva orice gest al nostru până la urmă, însă nu este recomandat să lăsăm copiilor la vârste mici, să-i lăsăm în fața tabletei, în fața YouTube-ului, care permite accesul la foarte multă informație nepotrivită pentru ei. Dar nu putem nici exclude din viața lor tehnologia. Într-adevăr, nu ne mai putem întoarce la generațiile dinainte, oricât ne-am dori, oricât de frumos ar fi fost în perioada aceea și ne povestesc cei care le-au trăit. Viitorul înseamnă și tehnologie, nu putem să negăm asta, că are și un rol pozitiv tehnologia și că ne ajută, însă noi, ca părinți, ca profesioniști, trebuie să îi ajutăm pe copii să o folosească cu măsură. Chiar și accesul la internet ar trebui să fie controlat de către părinți, trebuie să, ca și ca timp și ca și canale de informare unde încearcă să găsească o informație sau alta. Mi se pare interesant, am citit rezultatele unor studii chiar înainte de emisiune și un grup de copii între 4 și 6 ani a fost pus să aleagă între a petrece timp cu părinții și a privi la televizor și se pare că 54% din ei mai degrabă ar privi la televizor decât să petreacă timp cu părinții. Mai mult de jumătate pentru mine a fost destul de surprinzător că în acea perioadă sunt destul de atașați copiii de părinți. Și încă o chestiune, tot așa un rezultat al unui studiu, se pare că în medie un părinte discută serios cu un copil, să-i spună ceva serios, cam 3 minute pe săptămână. E oare adevărat așa ceva? Mi se pare 3 minute pe săptămână extrem de puțin. Este din cauza faptului că acum, în era noastră, totul se întâmplă pe repede înainte? Poate fi și ăsta motivul, că se întâmplă într-adevăr totul pe repede înainte și de multe ori părinții sunt copleșiți de atâtea responsabilități câte au tocmai pentru a oferi un viitor bun copiilor și nu oferă tocmai timpul de calitate de care ei au nevoie. Însă, studiul de care tu tocmai vorbeai, pe mine mă întristează acest rezultat, să auzi că doar 3 minute sunt relevante într-o discuție serioasă cu copilul, pentru că ar trebui să aibă măcar 10 minute pe zi realmente calitative cu copilul acela, presupunând că ar fi un singur copil în casă. Evident că, dacă spuneai mai devreme că 54% au ales să stea cu televizorul. Oare de ce? Să ne întrebăm. Oare de ce? Pot fi două răspunsuri la întrebarea asta. Pentru că așa sunt obișnuiți și atunci ce se discute cu părintele dacă din alea 3 minute pe săptămână comparăm 3 minute cu cât timp în fața televizorului? De ce ar alege acele 3 minute? Vorbeai de timp de calitate. Ce înseamnă mai exact timp de calitate cu copilul? Timpul de calitate cu copilul înseamnă timpul de conectare sau de reconectare cu el. Când vorbești despre nevoile lui emoționale, când îl întrebi ce are nevoie de la tine, când îi oferi ceea ce are nevoie, când afli ce-l doare, vorbești despre emoții, când îți spune, poate chiar fără să fie întrebat, lucrurile care i s-au întâmplat în ziua respectivă. Și da, nu cred că este neapărat contorizat ca și jumătate de oră, 3 minute, 10 minute, dar într-adevăr un minim, aș zice și eu, de 10 minute, deși mi se pare foarte puțin. Activitățile, eu știu, extracurriculare sunt și ele incluse ca timp de calitate între părinte și copil? Nu știu, să meargă părintele cu el la un curs sau la o chestie de genul acesta, adică să se implice mai mult decât să stea să vorbească. Presupun că pentru copiii micuți, pur și simplu vorba cumva ajunge să fie plictisitoare, adică ei sunt mai mult bajlați pe partea asta de joacă, de hai să ne mișcăm, hai să facem... Pentru copii la orice vârstă ar fi, ei contează foarte mult ca părintele să se implice, chit că și doar îl duce la o activitate și îl duce părintele și nu bona. Îl duce părintele la grădiniță și nu bona, îl ia bunica și nu bona sau îl ia mami când și când. Pentru el contează extrem de mult. Însă timpul de calitate este acela în care se bucură unul de celălalt.
nu doar îl duci și aștepți la ușă să termine activitatea. Și acest lucru contează. Dar contează cum interacționezi cu el până ajungi acolo, contează ce faci după ce pleci de acolo. Iar părinții uită un lucru extrem de important. Pot interacționa și comunica lucruri foarte serioase cu copiilor prin joc, jucându-se cu ei, nu neapărat având o discuție serioasă ca și cum ar vorbi cu un adult. Copiii înțeleg foarte bine dacă știi să vorbești limbajul lor. De asta trebuie să te uiți ce copil are. Are 2 ani, are 3 ani, are 6 ani, e adolescent, e cu tot o altă poveste. Bineînțeles. Mă gândeam la grădiniță, de exemplu. Duci copilul la grădiniță, vrei să facă acolo activități, să se integreze într-un colectiv și te trezești că îl întrebi acasă ce ați făcut astăzi și să-ți spună că, nu știu, o oră i-a lăsat și s-a uitat la desene animate. Cum îi se pare treaba asta? Cât de creativă și de benefică pentru dezvoltarea copilului ar fi treaba asta, că îi lasă, chiar dacă ei sunt practic într-un grup și interacționează și mai fac și alte activități, dar o oră pe zi la televizor, parcă... Eu cred că este foarte mult și sper că nu se întâmplă asta în grădinițele pe care sunt la noi în oraș sau chiar în țară la noi, pentru că ar fi foarte trist. Ei merg acolo nu pentru televizor, merg pentru socializare, pentru experiențe noi, pentru a învăța să interacționeze și să se raporteze la ceilalți copii. Deci, în niciun caz nu merg pentru televizor și, repet, nu cred că se întâmplă. Dacă totuși se întâmplă, ca părinte, ar trebui părintele să discute cu educatorul, să vadă, poate a fost un caz, s-a întâmplat o singură dată sau... Tind să le acord și educatorilor o prezumție de nevinovăție, ca să zic așa. Citisem tot așa un rezultat la un studiu că și 9 minute în fața unui televizor pentru un copil de 4 ani are un impact destul de mare. Unii părinți spun, hai că nu las ore întregi, las și eu un sfert de oră, 20 de minute, am puțină treabă și pe zi nu contează. Totuși contează și acest puțin timp, adică mai degrabă ce ar putea să facă cu copilul în timpul în care, să zicem, că ar avea nevoie? Că până la urmă este și chestiunea aceasta. Mama spune, sunt foarte obosită, am nevoie de puțin timp liber și dacă stă la televizor sau cu tableta în brațe, tace, mă lasă în pace și stau și eu și mă relaxez. Ce ar putea să facă astfel încât să-l țină pe copil atras într-o activitate, dar să nu fie televizorul? Că până la urmă încercăm să găsim și soluții. Păi, cred că ar putea foarte bine, atunci când spune că e obosită, să-i povestească copilului despre ziua ei, pe măsura pe care copilul o înțelege. Pentru că ei sunt mici, dar înțeleg că atunci că și părintele poate să aibă o zi grea. Și atunci ei învață de la părintele lor modelul pe care când ei au o zi grea, se vor comporta ca atare, ca părintele lor. Adică nu se vor arunca în pat și vor vrea să fie lăsați în pace, ci vor simți nevoia să comunice ceea ce simt în ziua respectivă. Și da, modelul părintelui este foarte important. Părintele, în acele minute cât ar putea să se uite copilul la televizor, ar putea să se implice să facă totuși o activitate care nu îl obosește, dar care să-l conecteze cu copilul. Vorbeați foarte mult de interacțiunea aceasta și de părintele care se povestească copilului. Am auzit cumva păreri împărțite. Aș vrea să știu care e și părerea voastră cu privire la relația de prietenie între părinte și copil. Unii spun că nu e bine să-l tratezi pe copilul tău ca pe un prieten de-al tău, că să ai un prieten la vârsta aceea ar zice un lucru negativ despre tine. Alții spun că cel mai bine, ca să câștigi încrederea copilului, trebuie să fii prieten cu el, să comunici cât mai mult, astfel încât pe măsură ce crește să nu aibă secrete, să nu intre nu știu ce situații neplăcute, habar n-am. Cum ar fi mai bine să se creeze o relație de prietenie sau nu? Sau dacă o relație de prietenie, stilul între doi prieteni sau în ce fel? E bine să fii prieten cu copilul tău, dar nu cel mai bun prieten. El trebuie să știe că tu, dincolo de toate, ești părinte, că îi ești aproape atunci când are nevoie, să aibă deschiderea de a veni către tine, dar să știe că totodată tu ești cel care îi pui limitele. Cel mai bun prieten este cel cu care pot face orice și care nu îi pune aceste limite, pentru că fac tot felul de lucruri împreună. Părintele este cel care vine în ajutorul copilului spre a-l ajuta să se dezvolte armonios. N-are cum să fie prietenul lui cel mai bun, niciodată. E bine să punem limite copiilor noștri și trebuie să fim fermi și constanți și blânzi totodată. Mi se pare o chestie interesantă, știu pe cineva îmi povestea că cumva în copilului găsește un confident, ceea ce iar mi se pare un pic cam dificil să îngreunesc copilul cu anumite situații de adult până la urmă.
Și, într-adevăr, cum ai spus, prietenia ar trebui să fie cu o anumită limită, nu cel mai bun prieten, ci prieten să ne înțelegem și să aibă curajul să vină să te întrebe ceva atunci când se întâmplă ceva, nu știu, ciudat la școală, în grupul de prieteni sau așa. Citeam că internetul face o generație de copii hiperactivi și cu probleme de concentrare. O chestiune foarte interesantă, iar acum pe un alt segment de vârstă, e vorba de adolescenți, între 16 și 18 ani, aceștia execută în medie 7 acțiuni simultan. Ar părea interesant, adică la prima vedere, 7 acțiuni, chiar e fain să poți să faci multe lucruri deodată. Dar până la urmă e bine să poți să faci atât de multe lucruri deodată? Poți să le faci pe toate într-un mod eficient? Multitasking-ul ăsta e ideal, dacă e să ne gândim așa la un nivel de sarcini. Dar, într-adevăr, părerea mea este că nu poți face 7 lucruri deodată bine. Dar la adolescență am observat cu toții că este perioada, vârsta, în care nu cred că doar eu am văzut cum adolescenții se întâlnesc în locuri mai mulți și fiecare este concentrat pe telefon. Pe telefonul lui. Exact. Adică asta, și poate că fac 7 lucruri deodată, mai intră și pe un site, mai dau și un like la Facebook sau mai știu eu ce. Dar chiar și la acea vârstă, limitele sunt binevenite. Și adolescența are limitele ei. Poate că sunt un pic mai largi decât la copiii mai mici, la vârste mai mici, mai fragede, însă și la ei limitele sunt binevenite și se câștigă într-o negociere cu adolescentul, se discută, adică nu se impun neapărat. Este destul de greu să impui și unui copilaș micuț. Știu chiar un caz în familie, am o verișoară de 2 ani și ceva, aproape 3 ani, și îi place foarte mult cu tableta și este foarte supărată și reacționează revoltată atunci când îi iei instrumentul de care ea se bucură. Și altă chestiune, ar putea să crească agresivitatea copilului din acest motiv, că îl expui la un lucru care îi place și după aceea încerci să-l limitezi? Cum ar trebui să facem aici ca să nu dăm cumva în partea cealaltă, să încercăm să facem un bine, dar de fapt, până la urmă, copilul să dezvolte și dependența, că practic devine dependent de acel element, ca după aceea să reacționeze și agresiv. Copilul trebuie pregătit de dinainte. La copii funcționează foarte bine să știe, adică previzibil. Și anume trebuie să știe, ai voie, este bine pentru tine să ai acest timp pe tabletă, pe care copilul îl știe de dinainte, pentru că părintele îl comunică. Totodată, părintele trebuie să fie cel care se ține de cuvânt. Pentru că dacă el este cel care astăzi a spus stai 10 minute și lasă o oră, evident că data viitoare când va vrea să ia copilului tableta peste 10 minute, nu mai are nicio credibilitate și copilul face urât și dă din picioare. Dar pe de altă parte, dacă este constant în ceea ce face, se ține de cuvânt, copilul știe ceea ce urmează, atunci ușor, ușor va scăpa și de aceste comportamente ușor agresive când îi se ia jucăria preferată. Citisem că copiii care sunt în fața televizorului intră așa într-o stare de somnolență, de, nu știu, nu prea se mai concentrează, sunt așa foarte moleșiți. Și cumva mă gândeam că mai devreme v-am întrebat dacă internetul face o generație de copii hiperactivi. Cum se împacă treaba asta? Dacă atunci când te uiți, eu știu, pe internet, la un serial sau la un joc, un desen animat, te face să ai o stare de somnolență, cum ar putea să te facă hiperactiv? Da, cum? Că mi se pare că se bat cap în cap puțin. Acum, depinde foarte mult ce anume vizionează ei pe aceste device-uri. Pentru că, într-adevăr, dacă nu sunt controlați și adolescenții, oricât de mult își cer ei drepturile, că de aici încolo sunt mari și părintele nu mai are voie pentru că telefonul e codat, tableta e, deci nu mai trebuie să știi ce face, totuși trebuie să, ca părinte, să-ți menții fermitatea și să ai un control. Pentru că dacă ei se uită la tot felul de filmulețe pe YouTube agresive sau pot face asta și la școală, da, în pauze și arată unii altora, tot felul de lucruri care sunt violente. Devin și ei agresivi. Normal că le dau o stare de agitație și devin hiperactivi. Dacă stau și vegetează în fața unui televizor, uitându-se la o emisiune, așa, atunci, într-adevăr, dă o stare de somnolență, creierul intră într-o stare lentă, nu mai gândesc, nu se mai întâmplă niște conexiuni neuronale noi și
acest lucru se întâmplă. Îi agită înainte de somn. Dacă vizionează astfel de emisiuni sau se uită la tot felul de filmulețe de acest gen, nu au cum să intre într-o stare naturală de liniște care ar fi indicată înaintea somnului și recomand părinților să fie atenți și la ei înșiși, dar și la copiilor, ce anume vizionează înainte de culcare. Ar trebui să existe un timp tampon în care să nu existe niciun acces al copilului la astfel de lucruri, nici telefon, cu nici... Cât timp înainte de somn? De ora de ar trebui cel puțin cu o oră înainte să existe această pregătire pentru somn cu tabieturile lor, baie și ce mai fac, fără a avea acces la ceva care să-i agite și să le strice somnul. Somnul cel mai bun este în prima parte a nopții. Exact. De la 10... Iar de la 10 dacă îmi permiți să completez pentru vârste mici, acest timp tampon înainte de culcare este foarte important să se întâmple interacțiunea aceasta cu copilul, să-i citești copilului, să povestești, deci să-i citești o poveste înainte de culcare, foarte important. Se creează și timpul acela de calitate de care vorbeam mai devreme. Da, și acela, deși sper să nu fie doar acela înainte de culcare. Da, de preferat. Știu o perioadă când eram mică, bunicul meu îmi spunea multe povești și mi-amintesc cu drag de acea perioadă și chiar este binevenit. Vorbeai de faptul că copiii la școală își mai arată unii altora. Cam care ar fi vârsta pe care voi o recomandați părinților, la care voi recomandați părinților, să dea un telefon mobil copilului? Să știe, uite, ăsta e telefonul meu mobil și îl iau la școală, sau asta e tableta mea și o folosesc, poate nu neapărat la școală, dacă e de o vârstă mai mică, devine pormă un pericol, o potențială țintă pentru un hoț. Dar să știe, eu am tableta mea. Eu, de exemplu, la grădiniță interacționez des cu copiii și mulți dintre ei spun, eu am tabletă. Am tableta acasă și mă joc cu nu știu ce joc, cum îmi spun pe acolo. Cam care ar fi vârsta potrivită pentru un copil să primească și să spună, asta e a mea și o folosesc cât vreau eu, cum vreau eu? Da, mi-ar plăcea să zic vârsta X sau vârsta Y, 5 ani sau 15 ani, însă este foarte greu să punem o anumită etapă de vârstă sau anumiți ani în care copilul ar fi pregătit să aibă mobilul lui, să zicem. Și oricum decizia aceasta este asumată de către părinte, în general. Părintele, poate din nevoia lui de a suplini o lipsă de timp împreună, vine cu un cadou către copil. Poate pentru că apreciază mai mult părintele tehnologia și vrea să iubește tehnologia și vrea să fie și copilul lui la modă sau nu știu efectiv care sunt motivele din spate sau poate fi pur și simplu nevoia asta de a ști ce se întâmplă cu el atunci când e plecat într-o tabără, când este plecat la școală singur, când este momentul când se desprinde și nu îl mai duce el părintele la școală și vrea să știe că e în siguranță, adică îl poate folosi fie ca instrument să se ajute să știe că e copilul în siguranță și copilul să știe că în momentul în care se întâmplă ceva cu mine, am nevoie de ajutor, pot să sun pe mama, pot să sun la poliție sau... Deci decizia o ia fiecare părinte, dar eu sper ca această vârstă să fie cât mai târziu. Știu că vorbeam cu cineva la un moment dat și mi-a spus că a vorbit, are un băiețel, și mi-a spus că a vorbit cu el și i-a explicat că mai devreme de 10 ani, mai devreme de vârsta de 10 ani nu va primi un telefon mobil și chiar dacă colegii de clasă au și fac cumva presiune asupra lui, el ar trebui să înțeleagă că nu are nevoie de un telefon mobil mai devreme de acea vârstă. Și mi s-a părut foarte interesant, mă gândeam, oare de ce 10 ani? Ce se întâmplă la 10 ani? Aveți voi vreo explicație? Este timpul pe care părintele respectiv și l-a dat lui ca termen până când crede el că va fi util pentru copilul lui acel telefon. Este foarte bine cum a procedat în sensul în care l-a pregătit pe copil, știi exact ce se va întâmpla și nu are alte așteptări. Pe de altă parte, viața te pune în niște ipostaze în care te trezești că îi dai un telefon copilului când pleacă într-o tabără. Mie, de exemplu, așa mi s-a întâmplat. La băiețelul meu, care acum mâine face 8 ani, la mulți ani, mami, te iubesc. I-am dat telefon pur și simplu când a plecat în tabără. N-am avut intenția să-i cumpăr telefon sub nicio formă, însă i-am dat acest telefon pentru că am vrut să pot comunica cu el și la rândul lui el să comunice cu mine. Sigur că nu-i putem priva pe acești copii de evoluție. Tehnologia înseamnă evoluție. Tehnologia a fost creată ca să ne ajute. A fost creată să eficientizeze totul. Ei trebuie să știe, trebuie să aibă acces la tehnologie. Însă, la vârstele acestea mici, părinții sunt cheia, ca de fiecare dată. Este greu să o auzim, dar tot acolo este cheia. Părinții trebuie să știe să gestioneze
acest timp al copilului cu tehnologia, astfel încât să fie eficient pentru copilul lui și nu să-l încurce, să nu-l oprească din procesul de gândire, nu să gândească tableta, telefonul, calculatorul în locul lui, să știe să-și caute într-o carte la cuprins, nu doar pe internet cuvinte cheie. Adică sunt multe lucruri care trebuie luate în calcul și la care părinții ar trebui să se gândească, indiferent de cum evoluează lucrurile. Mă uitam, de când am terminat eu liceul, până acum, s-au schimbat testele la bacalaureat. Până la urmă, asta mă gândeam așa de la an la an, când aflu ce testări se mai fac. Și mi s-a părut că nivelul încet încet a scăzut. Cerințele nu mai sunt atât de stricte. Numărul examenelor a scăzut. Și am citit tot așa rezultate ale unor analize și se pare că copiii la testele de inteligență, în loc să fie crescute de la an la an și testele să aibă, ei să aibă performanțe mai bune de la an la an, totuși se înregistrează o involuție. Să punem lucrurile astea încărcate tehnologiei sau ar fi poate alte elemente? Sunt mulți factori care influențează nivelul de inteligență și ar fi greșit, cred, să spunem că totul se datorează sau este din cauza tehnologiei. Fie că este în exces sau că în minus. Deci nu cred că neapărat tehnologia ar fi cheia aici. Cred că este foarte mult de discutat legat de testele din fiecare an de bacalaureat și de rezultate și de cum se testează totul și cât de mult se implică și până la urmă nu numai copiii și părinții, ci și toți factorii din educație. Mi se pare o chestiune interesantă că acum am ajuns să privim ca ceva excepțional pe un copil care are performanțe academice. Pe vremuri, toată lumea știa că trebuie să învăț, am examene, trebuie să fac asta, altfel nu intru, nu pot să mă angajez, nu știu unde. Acum e, nu mai contează, lasă să iau cinciu, sunt așa, într-o delăsare. Cred că și tehnologia totuși cântărește în treaba asta, dar într-adevăr sunt mulți alți factori. Mă uitasem, acum vreau să mă concentrez, să ne concentrăm puțin asupra site-urilor acestea de socializare pentru copii. Cele mai cunoscute, Facebook și Instagram, că în continuu se pun poze acolo și îți dai check-in, îți dai tot felul de lucruri, zici unde ești, ce mănânci, cu cine ești și tot. Și văzusem că din țară de la noi, 79% din copii au cont pe Facebook. 79% mi se pare totuși uriaș din toată țara. Foarte mare numărul. 79% într-adevăr este un procent foarte mare, dacă într-adevăr este și real. Aș vrea, mi-a rămas în minte, apropo de discuția de dinainte să trecem la următorul subiect legat de testele de inteligență și așa zisele teste de inteligență sau diverse teste care se dau, un element extrem de important în performanța copilului este motivația. Dacă copilul nu are motivație intrinsecă, cumva să-și o găsească de la sine, să fie o plăcere a lui, să-l motiveze ceva să facă lucrurile, chit că părintele este cel care îl ajută să aibă această motivație, nu are cum să performeze, pentru că nu vrea. Și atunci trebuie găsită această motivație la copii. Dacă copilul își pierde motivația și timpul lui se duce pe net, uitându-se pe rețelele de socializare, dând like, uitându-se ce mai fac unul și altul, normal că timpul lui se pierde și motivația. Își disipează atenția în lucruri care nu contează pentru el. Apropo de rețelele de socializare și Instagram și Facebook, care sunt, există și sunt, au și părți bune, dar uite că și iau din timpul de lucru, să zicem, al copilului, normal că ei pierd mult timp acolo. Asta este realitatea. Și adulții pierd mult timp. Dar minte copiii care n-au poate un control. Nu conștientizează. Da. Și dacă îmi permiteți, care mi se pare mie că ar fi pericolul aici în petrecerea timpului cât mai mult pe conturile astea de socializare, mi se pare că modelul de viață pe care îl văd acolo la ceilalți este cu totul diferit de viața reală, oarecum fals, dacă pot să spun așa, pentru că în general cei care postează pe aceste site-uri, pe rețelele acestea de socializare, să pun lucrurile frumoase și pozitive din viața lor. Practic cum ar vrea ca lumea să-i perceapă, exact, nu neapărat cum sunt ei. Exact, pentru că nu ni se întâmplă numai lucruri frumoase și nu mergem numai în vacanțe și mâncăm numai lucruri bune. Zi de zi mergem la sală, dar noi punem
atunci check-in-ul, când suntem la sală, când am mâncat ceva bun, când am fost în vacanță și mai puțin când am avut o zi grea, atunci preferăm să nu punem nimic, să nu știe nimeni. Dar ele există în viața noastră. Și atunci cei care privesc se raportează la asta ca un model, ca o competiție, ca o falsă realitate până la urmă. Și asta implică și frustrări și poate depresie. La adolescenți nu este exclus să vadă mereu în ceea ce ceilalți au și atunci își doresc și ei și poate că nu obțin același lucru și de aici sunt foarte multe implicații. Cumva distinția asta între real și socialul acesta de pe online ar trebui făcută și scoși cât mai mult din viața asta virtuală și aduși în... Vorbeam cu un tânăr zilele trecute, am călătorit cu el cu mașina și îmi spunea că atunci când era mai mic, vedea cum alții au pe rețele de socializare, în cartier și a zis că a ajuns să fie supărat și chiar să-și urască părinții pentru faptul că el nu are. Mm. Și mi se pare, wow, chiar mă gândeam, acum era destul de mare, cred că avea aproape 20 de ani, dar chiar mă gândeam, zic, cum s-a ajuns să-ți urăști părinții pentru faptul că ai o situație materială, nu mureau de foame, nu că nu avea cu ce să se îmbrace. Efectiv, nu era la acel nivel pe care el îl vedea. Și, într-adevăr, depresia este chiar după colț în situația asta. Un lucru interesant. Eu credeam că dependența o poate crea, nu știu, o substanță sau ceva. Cum se poate să creeze Facebook-ul dependență sau Instagram-ul? Ce, este un obicei ce asta, se întâmplă până la urmă. Se poate considera o dependență sau este pur și simplu un obicei? Sau dependența este echivalentul cu un obicei? Este o dependență de un obicei. Da. Un obicei, mai mult decât obicei, mai des decât ar trebui, se numește dependență. Dacă cineva ăla, chit că este adolescent, copil sau adult, instinctiv dă un touch pe telefon, dar nu caută ceva anume. Deci doar să vedem. Nici nu știe, de fapt, mai deschide Facebook-ul, dar fără să vadă ceva, aia se numește dependență. Dacă o face instinctiv, la intervale scurte de timp, fără un motiv anume, fără a avea o motivație, n-a luat tableta, telefonul, să caute ceva ce îl interesează, ci pur și simplu, doar așa să... hai să mai vedem ce mai este pe acolo. O chestiune iar foarte importantă în ceea ce privește rețelele de socializare, mai ales Facebook-ul, prădătorii sexuali. Sunt oameni, sunt pedofili, care își încarcă poze cu imagini cu copii, se dau drept adolescenți sau chiar copii, intră în discuție cu tinerii. Știu că citeam la un moment dat pe Facebook, mai ales acum când a fost tantamul acesta mare cu pedofilii, spuneau că încarcă poze și filmulețe cu animăluțe, cu pisicuțe, cu bebeluși și atât așteaptă ca anumiți copii să dea like și atunci imediat s-a creat acel cârlig. Da. Ce mai faci, cum ești, nu știu ce, și până la urmă ajung să îi determine pe copii să nu vorbească cu părinții, să nu le spună și chiar să se întâlnească cu ei și de acolo încolo putem să ne gândim la absolut orice. Ce ar trebui să facem în cazul acesta? Există, nu știu, vreo metodă în care să-l determin pe copil să spună cu cine interacționează acolo sau, nu știu, un fel de control al părintelui să aibă tot timpul, poate copilul, mai ales la vârsta adolescenței, la 14-15 ani, s-ar simți stresat, s-ar simți că are intimitatea violată dacă părintele vine și intră pe calculatorul lui să vadă ce mesaje mai ai, dăm telefonul să văd. Mi se pare poate un pic cam agresiv așa. Ce metodă ar fi ca să îi ferim de această realitate până la urmă? Pericole sunt foarte multe. Nu de mult a fost povestea cu balena neagră sau cum s-a numit. Albastră. Da. Scuzați. Sunt foarte multe pericole, într-adevăr, și dacă am ca părinte de adolescent am venit dintr-o dată în viața copilului, dăm să văd Facebook-ul tău sau dă să văd ce s-a întâmplat, e mult prea intruziv. Nu asta e, cred că e soluția. Într-adevăr, copilul se va apăra, adolescentul se va apăra, nu, asta e teritoriul meu, asta e zona mea, e viața mea. Însă rezultatul sau, mă rog, soluția din punctul meu de vedere ar trebui să fie tot relația dintre părinte și copilul a ajuns la adolescență. Deci până acolo se construiește și se implică părintele și dacă va avea o relație bună, va trebui să vină dintr-o dată să te verific sau să te controlez. Bine, nu cred chiar cu cuvintele astea. Mă gândesc într-un fel că se traduc cumva într-un singur cuvânt ceea ce încearcă Flori să spună, este o prevenție. Prevenția poate să constea de fapt în relația pe care o ai cu copilul,
nivelul de încredere pe care copilul are în tine și tu l-ai în copil, și în momentul ăla în care copilul cumva are un liber arbitru, în care știe când să vină către tine și să spună, lucrul ăsta mi se pare puțin ne la locul lui. Da. Și atunci ar trebui el să vină singur către părinte. Pe de altă parte, există acces la Facebook și la rețelele de socializare ale unor copii care au vârste prea mici pentru a fi acolo și nu, poate nu au capacitatea de a discerne. Aici părinții ar trebui într-adevăr să fie foarte implicați și să știe că nu au această capacitate copiii și să nu aibă ce căuta pe Facebook. N-au de ce să aibă un cont de Facebook cu o vârstă pe care ei nu o au doar ca să aibă cont de Facebook. Nu-i ajută cu absolut nimic. Vârsta minimă cât e? 13 ani? Da, din câte știam, parcă așa. Da, e o vârstă minimă, dar cei care își fac conturile cu vârste mai mici... Își pot minți în urmă. Da. Atunci chiar este un adevărat pericol, mai ales pentru copiii ăștia mici, care nu știu ce se întâmplă, nu știu cine îi abordează. Adolescenții cu care părinții au vorbit și au puterea asta de discernământ, de a nu se duce și nu se arunca orbește în tot felul de întâlniri cu diversi de pe... Au capacitatea de a tăia persoana respectivă, de a nu se duce, de a spune părinților, și asta încurajăm pe părinți, să aibă aceste discuții de încredere cu copilul, să prevină situațiile critice care pot veni, astfel încât copilul să poată discearnă cât se poate. Ajungem până la urmă de unde am plecat cumva, la prietenie și la timpul de calitate pe care ar trebui să îl aibă părintele cu copilul de mic. Practic să se creeze această relație continuă de încredere și de comunicare. Citeam că abuzul, asta însemnând ore multe petrecute în fața tehnologiei, chit că sunt jocuri, filme, Facebook, orice, poate reconfigura creierul copiilor. S-a părut interesant. Asta e o veste bună, cum că creierul nostru se poate adapta sau ar trebui să ne speriem? Abuzul nu e bun în nimic, dacă să pornim de la abuz. Într-adevăr, tehnologia în exces, potrivit studiilor care au fost făcute, dăunează atenției, concentrării, capacității de a găsi soluții, de rezolvare a problemelor, comportamentului alimentar, tulburări, poate provoca tulburări de somn. Deci sunt foarte multe efecte negative atunci când este folosită tehnologia în exces. Legat de creier și de plasticitatea creierului, într-adevăr, pornim iarăși de la ideea de abuz, poate crea niște legături neuronale mult prea adânci, dar, într-adevăr, creierul nostru este destul de plastic și poate să-și revină, însă este nevoie să suplinim, să renunțăm la ceea ce se întâmplă, să facem o detoxifiere, dacă pot să spun așa, o detoxifiere legată de online și tot ce înseamnă tehnologie, după care să suplinim cu experiențe de viață din care să învețe efectiv ceva concret. Spre finalul emisiunii aș vrea să atingem două aspecte. Dacă există și beneficii în ceea ce privește tehnologia și cum ar trebui ele exploatate în mod pozitiv, că am tot aruncat cu pietre în tehnologie, face aia. Ok, hai să vedem dacă sunt și părți pozitive. Și bineînțeles, aș vrea din partea voastră sfaturi pentru părinți și pentru care au copii mai micuți, eu știu, primii ani de viață până în 4-5 ani, dar și mai departe, până spre adolescență. Cam ce ar trebui să facă exact? Dacă știți ceva, nu știu, cursuri sau activități sau lucruri specifice, părintele să știe, uite, nu las în fața televizorului pentru că am alternativa asta. Poate unora le este greu sau poate nu știu să caute pe internet. Să ne ajutați voi cu câteva sugestii pentru părinți ca să fie mai ușor să fie la îndemână. Acum, dacă îmi permiți ca titlu de glumă, îi sfătuiesc să învețe de la copiilor să caute pe internet activitățile alea, pentru că ele sunt o grămadă de activități. Pe de altă parte, da, tehnologia nu este rea, ținută sub control ca un aliat al părintelui și al cadrelor didactice, pentru că este folosită din ce în ce mai mult în școli și se spune că ar fi viitorul tehnologiei în diverse centre universitare. Ne așteptăm să fie așa. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți să interacționeze cu tehnologia, însă nu trebuie să le acapareze viața. Trebuie să știm cine este în control, cine a creat tehnologie. Tehnologia a fost creată de om și asta nu trebuie să uităm niciodată. Nu tot tehnologia trebuie să ne controleze pe noi și noi trebuie să o controlăm pe ea. Asta este sfatul principal pe care aș vrea să-l dau părinților. Uitați-vă la copiii voștri și încercați să controlați timpul cu tehnologia. Nu trebuie să-l limitați de tot.
cum am spus mai devreme, sunt acele etape de vârstă de 0-2 ani când ar fi indicat să nu interacționeze deloc, dar ușor, ușor timpul poate crește, dar depinde ce fac în timpul ăla, la ce se uită, dacă filmulețele alea sunt agresive sau nu, dacă este un documentar care îi ajută cu ceva, dacă învață cum să facă diverse lucruri, cum folosești tehnologia pentru tine. Tehnologia trebuie să existe, nu putem fără ea. Asta este realitatea. Pe de altă parte, sunt tot felul de activități pe care părinții le pot face cu copiilor și, slavă Domnului, piața este mare. Chiar și noi la CEPSI avem diverse ateliere pentru părinți și copii, printre care chiar am mai folosit odată sintagma asta, înlocuirea tabletei cu tablița de cusut. Sunt niște activități pe care copiii le fac, unde se dezvoltă motricitatea, fac tot felul de lucruri creative. Sunt atelierele, aceste ateliere de cusut cu care noi am mers și în școli. Ce vârstă se adresează? Începând cu 3 ani. Mă gândesc că cusut înseamnă să pună și un ac. Acul este de plastic. Pe site-ul nostru vedeți descris foarte clar acest atelier, care a prins foarte bine la copii și chiar și la părinți, pentru că am avut ateliere în care au venit părinți împreună cu copii și s-au bucurat de acest timp de calitate, exact. S-au întors în trecut și au amintit și ei de cum era atunci. Copiii au văzut și ei ce înseamnă acest lucru și a fost un timp de calitate. Desigur, nu numai la noi la centru există. Există o grămadă de alte activități pe care ei le pot face. Și să iasă în parc cu bicicleta și este nemaipomenit. Nu trebuie neapărat să caute pe internet ceva extraordinar. Dar ce aș mai vrea să spun apropo de creier, ca să nu acaparez tot timpul, este că părintele ar trebui să fie atent, să aducă tot timpul în atenția copilului lucruri noi, care să-i pună la muncă capacitatea lui de a gândi și a crea. Pentru că se întâmplă acest fenomen pe care la adulți putem să punem degetul și se numește plafonare. La adulți ni le explicăm exact. Stau într-un job o grămadă de vreme, m-am plafonat. De ce? Nu pentru că nu fac un lucru bun, îl fac bine, dar îl știu atât de bine încât creierul meu îl face automatizat. La fel se întâmplă și la copii. Odată ce știu perfect anumite lucruri și le fac, creierul nu mai are conexiuni neuronale noi. Și atunci trebuie să-i aducem în atenția lui tot felul de alte lucruri, de alte activități noi care să-i pună mintea la contribuție și să gândească el, tocmai pentru că a crea o altă tehnologie, cine știe, și mai bună în viitor. Asta este o provocare foarte mare și pentru părinte, că trebuie și el la rândul lui să documenteze ca să știe ce să-i spună copiilor. Trebuie să facem față copiilor noștri, nu? Da, așa este. Da, dacă ar fi să le spun părinților o recomandare, ar fi să se implice cât mai mult în viața copiilor lor. Împreună vor găsi soluții în funcție de ceea ce copiii au ca hobby, ce le place să facă, fie că sunt activități sportive, fie că sunt ateliere de dezvoltare a creativității sau de dezvoltare emoțională. Fiecare copil își dorește ceva anume, iar părintele trebuie să fie lângă el să facă aceste lucruri împreună. O curiozitate. Este necesar să existe o problemă pentru ca, eu știu, să meargă un părinte cu copilul la terapie, la o ședință de terapie? Că am văzut că voi faceți și ședințele acestea de cuplu și de familie. Trebuie să existe neapărat o problemă sau se poate veni pur și simplu pentru a, nu știu, întări legătura sau cumva, sau părintele să înțeleagă mai bine nevoile copilului, sau poate mi explicați voi? Nu e nevoie neapărat de o problemă, însă ca părintele să cunoască nevoile copilului, nu are nevoie de un terapeut, asta este clar. Are nevoie doar de timp împreună cu copilul lui, însă poate veni la o ședință de consiliere în care să-l cunoaștem mai bine, trăsături de personalitate ale copilului prin jocuri pe care le facem cu el, să avem o discuție cu copilul și cu părintele. Faceți și anumite testări pentru, nu știu, să vă dați seama cam ce inclinație are copilul sau o direcție către părinte, nu știu, că așa cum ai spus, e o paletă foarte largă și ar însemna să ai un sac de bani lângă tine ca să poți să-l duci la toate activitățile, să vezi la care s-ar pricepe el mai bine și cam ce îi place și poate îi place la prea multe. Și atunci mă gândesc că poate ar trebui să fie puțin direcționat părintele. Uite, are cumva o capacitate în partea asta, nu știu, desenează, pictează, habar n-am, nu știu, face ceva, mai bine investești în direcția aia ca să dezvolți latura aceasta. Aveți și astfel de testare pentru copii? Avem niște ateliere, în urma cărora facem niște recomandări părinților în direcția aceasta, da. Super, foarte fain. Deci, da, centru... și de fiecare dată ei sunt foarte încântați de recomandări și conștientizează că știau lucrurile astea, doar că trebuie să apese butonul care trebuie. Da, de reamintire acolo. Deci centrul de... Psihologie creativă. Nu? Centrul de psihologie creativă. Exact, CEPSI, exact CEPSI. Așa.
Dragi prieteni, vă mulțumim că ați fost alături de noi și în această seară. Vă mulțumesc și vouă mulțumim că ați fost atât de bine informate și că ne-ați oferit foarte bine aceste lucruri pe care noi trebuie să le știm fiecare în parte. Și sper că ați reținut chestiunile cheie. Prietenia și timpul de calitate care ar trebui să se dezvolte între părinte și copil de la vârstă fragedă, pentru ca încet încet să se poată crea acea legătură și într-un anumit caz să existe prevenția. De ce? Pentru că mai bine prevenim un lucru decât să stăm după aceea să-l reparăm și poate uneori urmările pot fi chiar destul de grave. Ne revedem luni la ora 20. Până atunci vă doresc numai bine!